Asta e România. Imaginea nepăsării. Aceasta este tabăra școlară Meseș, construită în 1940. Tabăra școlară Meseș a fost una dintre cele mai mari din România, construită la finele anului 1939, începutul anului 1940, cu contribuția bănească a membrilor Asociației Învățătorilor din Sălaj. Tabăra a ajuns o ruină, plimbată prin procese în instanță. Redactorul șef al publicației Ziarul de Sălaj a fost la tabără, situată aproape de cota 1000, pe vârful Meseșului, pentru a prezenta realitatea din teren. Astăzi vă prezentăm ce face nepăsarea autorităților, ce se întâmplă dincolo de oraș. Ce se întâmplă aici pe Meseș, unde cândva era cea mai importantă tabără școlară din România. Cea mai importantă tabără școlară. Veneau sute de elevi aici. Sute de elevi. Și vă vom arăta cum a fost lăsată în paragină. De ce? Pentru că Sindicatul Învățământului cu Direcția Județeană de Sport s-au purtat în instanță și s-au judecat pentru această tabără școlară. Și nici unul de 30 de ani de la Revoluție n-au făcut nimic pentru această tabără școlară. E dureros. Istoria locurilor începe în anul 1939, când se pune piatra de temelie a cabanei învățătorilor. La 6 ani de la începerea lucrărilor în 1945, clădirea trece în proprietatea statului român. După alți 19 ani, locul este transformat de autoritățile comuniste de la București într-o tabără școlară care găzduia pe sesiune peste 120 de elevi și profesori din întreaga țară. Autoritățile comuniste au declarat că scopul taberei este acela de a avea dascălii cei mai pricepuți din România un loc de relaxare, iar elevii un loc de perfecționare. Imediat după Revoluție, tabăra în perfectă stare și folosind trece în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. După anii 2000 a început să aibă diferiți proprietari, printre care Autoritatea Națională pentru Tineret și Sport, Direcția Județeană de Sport și Tineret, iar acum Liga Sindicatelor din Învățământ Sălaj. E exemplu cel mai bun de nepăsare. Cel mai bun. Știți ce facem acum? Ziarul de Sălaj, reporterii Ziarul de Sălaj, intră în premieră, în exclusivitate de la sălăjeni și vă arată imagini din interior. Sindicatul din Învățământ a câștigat procesul de 4 ani de zile pentru clădirile acestea pe care le vedeți. Clădirea aceasta mare, cabane de lemn, teren, tot ce vedeți. Ce e aici acum? Exemplu nepăsării. Nepăsare. Îmi ridic problema aceasta ca jurnalist. De ce? De ce ne judecăm ani la rând, 20 de ani la rând, pentru așa ceva, un loc deosebit? O să vă arăt imediat imagini, un loc spectaculos, aer curat, plăcut. Ne judecăm pentru cea mai mare tabără școlară din România, când o lăsăm, ia uitați, a venit cineva, a servit o pizza aici, au mai distrus vandalii ce au putut distruge, au mai furat ce au mai fost de furat, că s-a furat. De aici știm sigur că s-a furat. Și da, sunt acuze grele, dar le facem. Pentru că asta e realitate. Pentru că altfel nu s-ar judeca nimeni atâta timp pentru așa ceva. Ce avem aici? Ce avem aici? Păstrați curățenia. Rămășițe. Asta a mai rămas din cea mai mare tabără școlară din România. Asta. Starteaua de la pat. Vreau să vă gândiți numai câți bani s-au cheltuit pentru procesele acelea. Câți bani s-au dat pentru cheltuieli de judecată. Pentru avocați. Pentru reprezentare în instanță. S-au dat grămezi, fraților, grămezi de bani. Câștigi procesul de 4 ani de zile îl câștigi. Și ce avem? Imaginați-vă că aici s-ar putea turna mult mai bine un film de groază decât în orice studio, platou de Hollywood, în orice studio de la Buftea, în orice studio al unei televiziuni. Aici poți să faci un film de groază, o să vă duci afară la cărbănuțe, o să mergeți și la etaj.
pernă, construită în anii 1940, cu scopul de a educa, de a se perfecționa dascălii. Era sărbătoare să vii aici. Era o plăcere pentru românii din toată țara. Se bucurau. Hai, lăs cu mine. Să nu ne cadă ceva în cap. De tavanul în cap, dar asta e. E dureros, fraților. E absolut dureros. Sper să nu ne cadă ceva în cap. Uitați-vă cum s-a furat instalația electrică din clădire. Toată instalația electrică, cupru, aluminiu, toate conductele de aici s-au furat. Ia uitați, pentru așa ceva s-au judecat în instanță. Pentru asta. Ia uitați-vă, căbănuțele în care stăteau sute sau mii de elevi, cândva. E, trebuie să-ți asumi niște riscuri în momentul în care vrei să arăți niște lucruri. Unii, e foarte greu, tocarea e foarte ușor, să cobori foarte greu pentru că auriți. Astea sunt niște placaje, nu știu cine le-a pus aici și nu știu care a fost scopul lor, dar să te judeci pentru asta 20 de ani, băi, e înfiorător. Tabăra Meseș nu mai este folosită din anul 2004. Statul român a decis să-i ofere taberei statutul de conservare, însă în prezent s-a ajuns ca tabăra să fie o ruină. Motivul? Lipsa banilor. Ministerul Tineretului și Sportului nu a mai alocat bani pentru această tabără. Însuși, directorul Direcției Județene de Sport, Adrian Fărcaș, declara că nu a mai văzut niciun leu pentru a reabilita, moderniza sau extinde tabăra. De 4 ani, mai precis din 30 ianuarie 2014, după pronunțarea magistraților Curții de Apel Cluj, tabăra școlară Meseș a trecut în proprietatea Ligii Sindicale din învățământul Sălaj, condusă de Eusebiu Lehene. Tabăra a ajuns în proprietatea sindicatului după ani și ani de procese. De la revendicare și până în prezent, nimeni nu a mai făcut nimic la tabără. Clădirile au ajuns o ruină, șobolanii sunt la ei acasă, la fel și animalele sălbatice care mișună prin vecinătate. În tot acest timp, când echipa Ziarul de Sălaj filma scenele de groază de la tabăra Meseș, Eusebiu Lehene se afla într-un plăcut concediu în state. Știu, e frumos pe plajă, la unde sunteți, la Miami, la Chicago, superb, așa-i? Când ați fost aici ultima dată, dacă tot v-ați judecat? Pentru ce v-ați judecat, domnul Lehene? Că... Aceasta este tabăra școlară Meseș, construită în 1940. Domnul Lehene, știu că sunteți în America, dar când vă întoarceți de acolo și vedeți aceste filmări, poate ne spune și nouă ce ați făcut în cei 4 ani de când ați câștigat procesul, iar dumneavoastră, proprietatea dumneavoastră, faceți ceva cu ea. Dați-o atunci la cineva care vrea să se ocupe, să facă ceva. Știți câte se pot face aici? Știți câte lucruri bune, practice pentru elevi? Foarte multe. Directorul Adrian Fărcaș de la Direcția de Sport recunoaște că tabăra se află într-o stare deplorabilă, însă acesta crede că dacă tabăra ar fi rămas în subordinea lui, altfel ar fi stat lucrurile. Am angajat 4 avocați pentru acel proces. Încă sperăm ca noi proprietari să dispună de sumele necesare pentru a moderniza tabăra, iar dacă nu, ar fi bine să o vândă autorităților județene. Indiferent de natura proprietarului, eu cred că obiectivul nostru comun are în vizor modernizarea taberei. Cred că scopul Ligii Sindicatelor ar trebui să fie în acest moment repunerea în circuit a taberei, a declarat Adrian Fărcaș în mai multe intervenții referitoare la tabăra Meseș. Asta e România.